Îi se spune regele caricaturii, pentru că e de 17 ani cel mai rapid artist din lume. Numele lui e cunoscut pe toate continentele și peste 200 de președinți, regi sau premieri se mândresc cu un portret semnat Popas. A fost declarat caricaturistul oficial al summiturilor NATO și e singurul român cu expoziție la Vatican. România însă l-a cam uitat, iar el s-a retras ca un pusnic în atelierul lui din Timișoara, dezamăgit de această țară care nu știe să aprecieze ce are. Va trebui eu să încep orice interviu și am promis treaba aceasta să-mi cer scuze față de generația tânără din România, pentru că fac parte din acea generație care conduce România și n-am fost capabil ca generație să le asigurăm un viitor acestor tineri. Ștefan Popa Popas, un amestec de geniu și debutant, un artist cunoscut în întreaga lume care azi trăiește izolat de întreaga lume în propria locuință din Timișoara. O casă ca un atelier de locuit, cu lucrări vechi și noi, cu trofee și scrisori de mulțumire de la regi și președinți pe care i-a desenat. Și undeva, în mijlocul lor, un om care a ales să fie prizonierul unui univers construit din caricaturi. O decizie pe care a luat-o după un lung șir de dezamăgiri. Eu fiind și profesor universitar, am predat cândva la Facultatea de Stat. Înainte de examen, mă uitam pe o hârtie și scria așa: Popescu Constantin, dă-i 10, mama. Cu tare, fratele, dă-i 10. Pe la toți trebuie să le dau 10. Nu? Ce rost mai avea existența mea ca profesor? Dacă eu la examen trebuia să-i trec pe toți. Așa a renunțat la tot. După ce a adunat cu fiecare zi, cu fiecare experiență tristă, suficient de mult gust amar încât să decidă că nu mai are sens să lupte cu sistemul sau cu mentalitatea tipic românească. De-aia stau și retras și nu mă interesează cam ce se petrece. De fapt, știți foarte bine că nu mă interesează nimic măcar cine conduce țara. Pentru că pe el, cei care au condus țara l-au tot dezamăgit, ignorându-i arta, în timp ce o lume întreagă se bate pentru ea. De aceea, puțini români sunt primiți în atelierul și în casa lui. Și-a creat aici o mică Românie doar a lui și nu vrea să-i fie invadată de nimeni. Doar că și aici își fac uneori apariția personaje nepoftite. Casa i-a fost călcată de multe ori de hoți, în ciuda sistemelor sofisticate de supraveghere. Păi, în ce țară trăiți? I-au furat lucrări, dar și schițe și ciorne, convinși că orice poartă semnătura Popa Popas e valoros. La noi, dar mai ales în străinătate, acolo unde ajung cam 90% din lucrările sale. Le seul humanoid qui est plus rapidement que un computer du monde. Il s'appelle Popas. Acum tocmai face ultimele retușuri la un tablou. Alături, unul dintre angajați așează mingălos foiță de argint peste o ramă. Uneori are atât de multe comenzi încât nu ar putea face față de unul singur. În altă cameră stau bine păzite de către câinele său, un ciobănesc mioritic, armele secrete ale artistului, aerografele. Pulverizează foarte fin la portete culoarea feței și luciturile umbrele. În staturi succesive se ajunge chiar imitarea mai perfectă a unei poze. Poza nu poate să scoată perfecțiunea pe care poate să scoată aerograf. Și aceasta este tehnica de aerograf pe care am cultivat-o de 40 de ani. Se întâmplă uneori să primească și 50 de comenzi într-o zi, venite mai ales din străinătate, portrete ori caricaturi. Și atunci apelează la ajutorul tinerilor talentați pe care îi descoperă peste tot în țară și pe care i-a luat sub aripa sa protectoare. E felul lui de a mulțumi destinului și de a întoarce cumva binele făcut de alții pentru el. Doar destinul, spune Popas, a făcut să-l întâlnească la începutul anilor 70 pe francezul Henri Courçage, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai artei și tradițiilor populare în lume, venit într-o prospecție în România. Tânărul Ștefan Popa Popas avea atunci 18 ani și făcea caricaturi în joacă pentru revista Urzica. M-a preluat în familia lui, deși mai avea 5 copii, m-a inițiat, m-a educat și m-a trimis pregătindu-mă să mă întâlnesc cu cei mai importanți oameni ai planetei. Și, la 19 ani, avea deja prima expoziție de caricatură, în Franța. Între timp, începuse studiul la Academia de Arte Vizuale din Poitiers și ajunsese în cercuri înalte de oameni politici, diplomați, artiști, chiar și regi. Henri Courçage îi făcea intrarea, el le făcea caricaturi și așa a cucerit pe toată lumea. În 1995, când în țară abia dacă se auzise de el, Ștefan Popa Popas dobora în Franța recordul mondial de viteză. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que le record est battu avec 131 caricatures dans l'heure. Adică două caricaturi pe minut. Specialiștii au spus atunci că e mai rapid decât un calculator cu 4 secunde, iar recordul său nu a fost depășit de nimeni până acum.
Je ne veux pas l'entendre parler parce qu'il m'énerve. De toute façon, il dessine plus vite que son ombre déjà. Et bon, comme en général ici il fait souvent soleil, il n'arrêtera jamais quoi. Je pense que c'est un type assez dangereux. Tot atunci stabilește și recordul de rezistență, realizând 2772 de caricaturi în 10 zile și 10 nopți. Ați făcut vreodată o socoteală câți oameni au stat în fața dumneavoastră ca să le faceți un portret? Numai ce să vă spun, că m-am câțiva și temi populația globului, nu știu câți. Vă spunea un critic de artă că dacă l-ar pune de cele mele cap la cap, ar ocoli de câteva ori pe ecuator pământul. Oameni simpli, dar și mari personalități ale lumii au fost modelul lui Popas. De la Vladimir Putin până la Angela Merkel, Barack Obama, George Bush, Nicolae Sarkozy, Silvio Berlusconi și lista e foarte lungă. Peste 200 de șefi de stat sau guvern. And I've got this lovely caricature now. I'm not sure what my wife will think of it, but I'm obviously in very good international and famous companies. The picture of myself, well, nobody ever, I think, when they look at themselves being caricatured, ever really likes maybe what they see, but I suppose I could say I can live with it. Pe unii a avut față în față ca model, pentru alții s-a folosit de fotografie atunci când le-a făcut caricatura, dar pe toți i-a desenat așa cum sunt, cu bune și cu rele. Și niciunul nu s-a supărat. Din contră, a primit scrisori de felicitare și mulțumire din partea tuturor. Doar cu femeile a avut mai mult de furcă, dar el e artist și în artă ți-e permis uneori să mai și minți puțin, dacă modelul o cere. Cum de fapt s-a și întrebat cu doamna Mitterrand când desenând așa cum ea ne-a plăcut și când am redesenat-o și am făcut-o la 20 de ani, a spus că sunt un mare talent. Cu regele Marocului, Hasan al II-lea, n-a avut emoții. La începutul anilor 90, i-a făcut caricatura în față și a simțit că nu trebuie să schimbe deloc realitatea. Regele a așteptat răbdător, înconjurat de staful său. Copilul care asistă amuzat la spectacol e Mohamed al VI-lea, actualul rege al Marocului. La final, toată lumea a așteptat cu sufletul la gură reacția regelui. Bravo! Și abia după ce și-au dat seama că regele e mulțumit, au aplaudat și ei. În România comunistă n-a fost aplaudat, dar nici nu poate spune că a dus-o rău. Era prieten cu Nicu Ceaușescu și a îndrăznit chiar să-i facă o caricatură conducătorului iubit. Eu nu l-am cunoscut pe Ceaușescu, n-am stat niciodată de vorbă, că nu știu ce se poate spune. I-am făcut caricatura în timpul vieții și am publicat-o. Am avut probleme. A fost publicată în România sau a fost publicată în Franța, știu, tipul a fost publicată în Franța, s-a aflat și în România. A venit Petru Enache, mi-a dat acea palmă în atelier și... Ce să vă spun, îmi pare rău că după 3 zile a fost găsit mort în baie. Nu se știe nici azi care a fost motivul morții lui Petru Enache, secretar cu probleme de propagandă în acea perioadă. Iar Popas a rămas cu amintirea acelei palme primite pentru că a îndrăznit să-l caricaturizeze pe Ceaușescu. Însă nici atunci, nici acum, nu s-a lăsat intimidat de cei aflați la putere și și-a arătat talentul peste tot pe unde a umblat în lume, acolo unde mii de oameni stau ore în șir la coadă pentru o caricatură la minut. La Viena, recent, acum am fost la un simpozion, pe o coadă de 800-900 de metri, pe trei rânduri stătea la coadă la mine. Și m-am dus la ultimul, care era un neamț, și l-am întrebat, cât crezi că să stai la coadă? Că face, cred că stau 4-5 ori. Păi spun, și să merită să stai? Păi face, să merită, pentru că sunt curios să văd ce nu văd în fiecare zi în oglindă. În luna aprilie acestui an și Papa Benedict al XVI-lea a avut ocazia să vadă ce nu vede în fiecare zi în oglindă. Popas a avut un vernisaj acolo unde nu a ajuns până acum niciun artist român, la Vatican. Unul din tablourile sale face parte dintr-o expoziție permanentă în sala papilor din Basilica San Pietro. Ma che fa onore alla vostra Romania, ma Popa non è solo rumeno, perché per noi è un cittadino del mondo. Cu o celebritate confirmată internațional și cu uși deschise în palate regale sau instituții oficiale, Ștefan Popa Popas crede totuși că mai are încă multe de învățat. Doar timp, îi se pare că nu are. Tot debutez și nu mă uit în urmă ce am făcut, mă uit în față ce am de făcut. Mă lupt cu timpul, parcă nu mi-ajunge timpul să fac ceea ce mi-am propus. Cea mai mare realizare profesională consideră că este premiul Academiei de Arte Frumoase de la Moscova. Și cel mai mare regret? Sunt convins că nu o să apuc să văd normalitatea în societatea românească. Dar chiar și așa, rămâne în România, țara care îl face să sufere și care l-a uitat. Pentru că aici sunt rădăcinile, casa, atelierul, inspirația și puținii oameni care i-au rămas prieteni. Departe de lume, Ștefan Popa Popas știe însă că aparține lumii și pentru ea va face în fiecare zi a vieții lui ceea ce face de la vârsta de 5 ani, caricaturi.